Cum ai găsit-o tu pe Ilinca la prima voastră ședință? La prima terapie pe care ai făcut-o? Cum era Ilinca atunci? Foarte dornică să se descopere. Foarte dornică. Deci avea o vibrație bună. Da, să meargă în profunzime și să se descopere și să se elibereze de tot ce o blochează cumva. Pentru că știi, dacă nu ești deschis în momentul în care intri într-un proces terapeutic și setat pe anumite obiective și hotărât, oricât de mare este harul terapeutului și oricât de multe intenții elevate sunt acolo, lucrurile nu funcționează. Iar Ilinca a venit la momentul potrivit, când timpii ei divini erau activați, pentru ca ea să intre într-un vortex de transformare pe toate palierele vieții. Și atunci când ai deschiderea asta, ai susținere. Și atunci când ai susținere, te transformi. Și, na, cumva... Dar... lucrurile au evoluat superb. Dacă, de exemplu, sunt persoane care trăiesc într-un mediu, nu știu, poate nociv din punct de vedere al vibrațiilor, energii, pentru că, sincer, uite, Ilinca, eu dau din viața mea, ca să zic așa, da? Ca să nu, să nu vorbesc în numele ei, da? Eu am făcut televiziune tot așa, destul de mult timp și niște emisiuni greoaie, niște emisiuni în care ieșeam din zona de confort, în care poate de multe ori nu mă simțeam, nu că stăpână, dar în elementul tău. Da, da. Exact. Și cred că preluam așa o parte din vibrația aia, energia. Sunt absolut convinsă că și la tine e același lucru. Pentru că, uite, eu ca telespectator, uitându-mă la Bravo I Still, văd acolo un clench de, că e concurența mare. Și văd unele persoane care ar face orice, să nu zic al călca pe cadavre, ca să ajungă să câștige. Și atunci, oricât de neutră ai fi tu, Ilinca, nu pot să cred că stai ore în șir acolo și filmezi și nu te încarci sau nu ești lovită de astfel de vibrații. Uite, vezi, tocmai de asta o am pe Alina și a venit Alina, de exemplu, în viața mea pentru a mă învăța să mă protejez de toate aceste lucruri. Bineînțeles, la ea din curiozitate te-ai dus că aveai nevoie? Ai simțit că ai nevoie? Pe Alina am invitat-o la Te Ascult, la podcast, în primul rând, pentru că am simțit un subiect. Aha. Mi-a venit să vorbesc despre exact factorii ăștia externi care își pun amprenta asupra noastră prin boli, cum somatizăm. Ăsta a fost subiectul pe care eu l-am gândit și am găsit-o pe Alina prin cunoștințe comune să vină să vorbim despre acest subiect, că mi s-a părut important și la copii și la adulți și așa mai departe. Venind Alina și cunoscând-o, simțind-o și eu pe ea și ea pe mine, am zis wow, și povestindu-mi mai multe despre ea și despre terapia asta, Teta, am zis wow, vreau să ajung. Și Alina mi-a spus ok, lasă-mă puțin să văd cum se așează lucrurile și când va fi bine pentru tine și vei fi deschisă 100% să faci asta, eu te contactez. Au trecut vreo 3 sau 4 luni de zile, sincer, până dintr-o dată m-am trezit cu mesaj de la Alina. Ce zici, draga mea? Ești pregătită? Uite că lucrurile s-au aliniat și cred că e un moment bun pentru tine să începi să faci asta.